Dragă domnul Vladimir, hai noroc, te rog stai chill. Îți dau un sfat, ia și ascultă. Nu ne provoca la luptă. Fiindcă sincer îți spun dumă, suntem pregătiți, nu glumă. Trebuie să știi un lucru, tată, avem cea mai tare armată. Dar ce să cauți tu la noi să ne ameninți cu război? Că avem în apărare fătălăi cu glezne goale. Și cu ei eu nu m-aș pune, că-s nebuni. Ăștia fac spume dacă el a înrolat când au zis de epilat. Plus că cu ei te duci, dracu, de-i pui să-ți conducă tancul. Drept îți zic, habar nu au, ăștia nici semnal nu dau. Asta e prima linie, clar. Dacă treci de ea măcar, în a doua liniuță, dai nas în nas cu dănuță. Și nici cu ea nu-i de joacă. Când deschide gura toată, te ia pe la spate un junghi, că te rupe pe genunchi. Vă înjură vai de voi și vă face marțafoi, că aveți niște soldați cei mai urâți îmbrăcați. Și la noi aici locali sunt cei mai șmecheri generali, îmbrăcați fiind în mătase, de alte Oprea, de Năstase. Nu au arme în dotare, dar au pensii speciale. Și cu pensia aia, tată, îți mai cumperi o armată. Și cu tancul vrei apoi să ne cucerești pe noi? Ai să vezi, iei dita-i țeapa. Avem apărare groapa. Când intri în țară cu flancul, uite așa îți face tancul. Și borduri avem cât vrei să-ți faci baia de ulei. Ai soldați gata de luptă? Șoșoca-ți mănânc 100. Ascultă-mă ce îți spun, 10 doar la mic dejun. De la noi dorește zaur? Îți dăm cu drag partidul aur. Ți-l dăm fără probleme. Că oricum de-al vostru e. Și vrei să ne iei guvernul? Ne apără Superman, îți faci un calcul pe hârtie, te bate în economie. Și de ieși mecher ți-am zis, vine tata Iohannis. Eu ți-am spus să nu stai șanțul, că te urechește neamțul. În locul tău nu m-a juca, el dă bine cu crosa. Ai tu tancuri și rachete, dar la golf ești mic, băiete. Și încă un lucru tare, linia de apărare cea mai mare ce te paște, băbuțele de la moaște. Te blesteamă și te scuipă, cu apă sfințită aruncă, toate așa odată în banc, de-ai să prinzi rugină în tanc. Plus că avem armată mare de BMW-uri și merțane care toate sunt să mor înmatriculate BOR. Și cu ei nu te poți pune, că au pile de-alea bune până la cel mai mare grad. Te pui cu marele alb și-ți bagă blesteme groase din merțanele luxoase, ți le bagă așa în taină de nu-ți mai trebuie nici Ucraina. Vrei resurse? Ia cât poți, noi suntem TikToker toți. Te prindem la mare în port? Te filmăm, îți dăm raport. Deci situația e clară. Nu veni aici în țară că nu ai de câștigat. Îți iei doar bătaie de cap. Și încă un lucru de întrebat. De ce invada un stat în care fără nevoie pleacă toți de bunăvoie?